right ahead log. E un concept right ahead log și right ahead do. E un concept destul de răspândit și destul de standard în IT, care spune așa. Tu îmi dai să fac o treabă, eu o scriu pe disc și mă asigur că treaba aia este persistată și dacă se reformește mașina, o să rămână acolo, în cazul în care nu strică discul. Și după ce s-a întâmplat chestia asta, eu o să zic că am făcut-o. Așa merg și și hardiscurile mai au chestia asta și uneori, ca să crească performanța, mai înșeală treaba asta, au niște buffere și îți spun că au scris-o pe platane, dar ei de fapt le țin în buffere. Și dacă îți moare, că ți se ia curent atunci, poți să pierzi date. În nucleul de kernel se numește sync chestia asta, care dacă e activată, atunci o să-ți garanteze că toate datele au fost scrise pe platane, fizic, pe biți. Și nu sunt undeva în buffere. Sistemul operare o să-ți raporteze. Ok. Deci, m-am conectat la baza de date și pot să fac operațiuni. N-am niciun tabel, pot să creez tabele și să fac test, ok, un tabel și așa mai departe. E, chestia asta, admin-ul ăsta, s-a conectat la proces, a trimis operațiunea de create table, a făcut tabelul, poți presupune că am făcut o tranzacție, că am scris-o pe disc, că am scris tabelul și pe urmă a raportat mie că totul e ok. Așa, și de unde am rămas? Aha, ok, da. Și a scris și în tranzacție, l-a scris și în write ahead log. Că acolo își face treaba. E, write ahead log ăsta e foarte important. Pentru că acolo se fac toate chestiile și se menționează tranzacții. Dacă pierzi write ahead log-ul, pierzi jurnalul care... Adică nu mai poți să, nu mai poți să refaci baza de date, nu mai poți să lucrezi cu ea. Și cum merge backup? În Batman există ceea ce se numește un base backup, un backup de bază care e grămadă mare din baza ta de date. Și pe urmă, pe măsură ce se fac modificări, poți să le scrie în write ahead log și la un moment dat faci o compactare și îți dispar write ahead log-urile. Și ți le trece tot în tabele toate informațiile. Ideea că dacă vrei să ai un backup ok, trebuie să ai baza asta de date și toate write ahead log-urile până la momentul actual. Așa. Și Batman cum face transferul de fișier de date astea? Odată, asta e mașina pe care am Batman și aia e mașina pe care am instalat Progress-ul. Și ca să funcționeze, Batman are nevoie de o conexiune SSH bidirecțională ca să pot, Barman să poată să copieze fișierele de aici de când are nevoie și mai are nevoie mașina asta, să poată să acceseze mașina asta tot prin SSH pentru că Postgres-ul, fișierul ăsta de write ahead log are o dimensiune de vreo 16 mega, e configurabilă și când se umple, Postgres-ul face altul. Da? E, ideea că tu ai nevoie de fișierele astea ca să... Da, Postgres-ul știe când le creează, și pentru asta, Postgres-ul imediat ce a creat un nou fișier write ahead log, are și o comandă, care spune comanda archive command. Și atunci poți să dai la comanda asta o comandă care să-ți copieze write ahead log să-ți ducă pe mașina de backup, să fie în siguranță. Da? E, și Pono mai are nevoie de o conexiune la baza de Postgres, că atunci când ai pornit backup-ul, tu să poți să-i spui lui Postgres, ok, vreau să fac backup până la momentul ăsta, închide write ahead log-ul, fă altul nou și dă-mi mie pe ăsta. Și atunci, în momentul când s-a închis write ahead log-ul, până atunci ai asigurat backup-ul. Dar Postgres-ul, instanța de Postgres trebuie să facă chestia asta. Barman nu poate să facă chestia asta. Pentru că nu el știe ce se întâmplă cu conexiune, nu are chestia asta. Nu are informațiile astea. Ok. Cam cât de des se creează acel fișier? Write ahead log? Pe e fișier în care se notează tranzacția. Și e funcție de... secunde, minute, ore... Milisecunde. Ok. Sunt două opțiuni aici. Una este, dacă ești eBay... Da? Deci fișierul se creează când se umple și are o dimensiune pe care tu poți să-i specifici. Standard de 16 mega, dacă nu e ok pentru tine, adică în funcție de cât de mult
trafic ai și care sunt necesitățile tale, o să o fac mai mare sau mai mică. Știi? Dar asta implică niște chestii care trebuie să le cunoști cum e decizia asta. E frumos, da. Am făcut o glumă care poate fi interpretată. Ok, și mai are, poți să mai poate să facă o chestie, poate să spună, ok, la 30 de secunde sau la un minut, vreau să-mi faci un writing vlog nou. Deci poți să-i spui chestia asta, chiar dacă nu s-au ajuns la dimensiunea maximă, a trecut timpul, faci încă unul și mi-l livrezi în partea lor. Și prin chestiile astea, îți permite să ai backup, pentru că să pierzi decât maxim o jumătate de oră, maxim un minut. Pentru că s-a făcut minutul, ți-a scris în autorite de blog, l-a livrat în partea elaltă și e salvat. Și e ok. Chestia asta îți permite să faci treaba. Ok. Și aici îți spune că poți să faci backup diferențial, în sensul că poți să faci mai multe configurații, unul să fie la săptămână, altul să fie la lună, pe aceeași bază de date. Și e ok. Poți să le pui în Chrome, să-ți facă diverse treburi. Faci full, îți faci edit locuri pe tabele? Atunci o să înceară serverul de Postgres să încheie tranzacții, adică o să-ți oprească tranzacții și o să-ți facă flash-ul date chestii. Și faci edit locuri, adică vă faci nu știu asta, nu știu, dar probabil că în momentul respectiv nu cred că face, pentru că are tranzacție, doar că o să-ți înceapă un alt write de log. Nu cred că face asta. Deci știu că problema cu MySQL, că la un moment de... Da. Nu cred că face asta, pentru că... MySQL, dar uite că am rupt pe la poziție. Da. Ideea că ăsta îți face ceva la nivel fizic. Și pur și simplu îi spune în serverul de Postgres, băi, până la tranzacția asta care ai scris-o tu în write de log, fă-mi backup și pornește un alt fișier. Și atunci Postgresul trebuie să pornească un alt fișier, cu ăsta l-a închis, l-a scris pe disk și aia. Adică nu trebuie să facă login la niciun tabel, dar trebuie să facă operațiunea asta. Și spune el pe aici diverse chestii, încercăm, intrăm în configurare și în alte chestii. Ok. Aici ar trebui să intrăm pe partea asta. Așa. Cum mai mare font e ultimul pic? Imediat. Da, așa. E ok? Se vede? Super. Ok. Să revenim la... Așa, eu am o mașină care se numește Eugen Bruno. Da? Putem să-i dăm un PIN. Stai că sunt pe ea. Cred că e suficient să dăm pe ea activă. Ok, da? Așa, e o mașină pe acolo. Pe asta am instalat o bază de date la care l-am conectat aici. Și vedeți că are un PostgreSQL, e un database relațional? Da, de manager. Și oarecum face altfel. Ideea că un Postgres se numește un cluster și chestiile astea sunt bază de date individuale. Barman îți face backup la tot cluster. Așa, în momentul a privat din Postgres și trebuie să ne adaptăm. Așa se numește, un cluster și poți să ai mai multe baze de date. Are niște chestii destul de importante. Am 3 minute. Ok. Hai. Cum funcționează Barman? Ca să instalați Barman, trebuie să instalați un pachet Barman. Instrucțiunile le găsiți pe wiki de la Postgres.ul și instalați pachetul de Python și vă dă o comandă care se numește Barman. Ok? Și poți să dai anumite subcomenzi. Barman are o configurație care e asta. Și practic îi spun unde să-mi facă backup-ul în Barman Home, ce utilizator va face backup, Eugen, unde o să fie fișierul de log, poate să-mi compreseze, face transfer, să-mi compreseze exclusiv. Și aici mai are informații mai jos despre politici de backup. Asta e o configurație globală. Așa. Deci poți să-i spui, vreau o redundanță minimă de nu știu cât. Și atunci o să-ți facă, o să aibă nevoie de anumit un număr stabil de backup. Eu i-am dat 10 pe serverul care l-am în producție și o să am tot timpul, o să am 10 de astea de backup. Și îl fac zi, adică am 10 zile asigurate de fiecare dată. Și mi se pare că am mai dat și politica să pot să restaurez ultimele 2 săptămâni. Și atunci o să-mi păstreze chestiile alea, o să-mi fac merge pe acolo.
Așa. Deci, pe lângă configurația globală, poți să-ți definești anumite tag-uri, cum e tag-ul ăsta de main, și asta e configurația pentru un server, un cluster de Postgres. Da? Și clusterul de Postgres îi spun lui barman comanda SSH pe care poate să o folosească ca să se conecteze la mașina mea. E o coincidență că barman face backup pe același server pe care se face pe același server pe care lucrează Postgres-ul. Nu faceți asta în producție, dar nu am avut mai multe mașini la dispoziție. Ok, îi dau niște ok, asta e comanda care se facă, se poate să tragă fișierele de barman, să le tragă de la server, să facă base backup și să facă alte chestii. Asta este un o linie care spune care poate să comunice cu instanța de Postgres, se poate să-i spună, băi, vreau să fac un backup, te rog, scrie-mi un alt writer de blog și finalizează backup. Și așa, aici sunt chestii de retention policy, ok. Și, deci, practic, ce am configurat? Un utilizator să poți fac SSH și informații despre acces la baza de date. Și acum pot să fac chestii de genul ăsta. Pot să-i dau barman check main. Main e numele care l-am dat în fișier și îmi spune SSH e ok, conexiunea la Postgres se poate face, archive mode este activat, comanda de archive este ok și toate celelalte sunt ok. Apropo, ca și modificări, pe lângă configurația lui barman, tot ce trebuie să faceți într-o configurație standard de Postgres SQL este să activați activarea. Deci să setați nivelul de Word de, să fie la archive, adică Postgres-ul să creeze fișierele Word și să le țină ca altfel el le curăță ca să păstreze spațiu. Deci să treceți însă la archive și pe urmă să treceți astea trei aici care sunt, nu știu care e, astea de aici. Archive mode este activat, comanda de archive este un RSIC care pur și simplu încopiază către mașina asta, încopiază în directorul ăsta din care încopiază fișierele UARD de fiecare dată când sunt scrise și pe urmă i-a dat archive timeout la 30 secunde. Încă nu știu cum trebuie treaba să face bine, dar se pare că aveți, pentru că dacă îi dau aici, dacă îi dau un RSIC main incoming, vedeți că a scris niște fișiere de Word. Deci funcționează. Postgres-ul le livrează când face activarea Word-ului. Ok. Deci barman check main îmi face un ăsta. Hai să facem un backup. Backup main. Cred că asta e comanda. E check sau fără? Da, fără check. M-am scuzat. Deci acum el știe care e backup-ul de bază și pur și simplu se duce și vede când a fost ultimul backup făcut, ia wall-urile și le pune acolo, le procesează și pe urmă se duce și îi spune lui Postgres, hei, finalizează ultimul wall care l-ai în lucru acum ca să pot să fac backup. Și asta e tot. Și vedeți că X-logul este tranzacția, logul din tranzacție. Asta e ultima tranzacție pe care el o are. Și de la care poate să restaureze. Și acum poți să și produci un wall nou? Da. Și acum, dacă dau barman list pe backup, main, o să-mi spună, deci dacă dau barman list pe backup main, o să-mi spună datele și astea sunt niște indici de tranzacții prin care eu pot să restaurez chestia asta. Deci aici mi se dează toate backup-urile. Aici nu am pornit, dar avem o configurație greșită la comanda de resync și nu mai finaliza backup-ul și de-aia mi-am uit. Ok. Deci ce mai are? Barman show server main. Și aici nu se mai vede, dar dă o grămadă de informații despre conexiunea la server de Postgres și alte chestii de genul ăsta. Foarte multe chestii. Acum, să zicem că am făcut backup și ne-am urit mașina și trebuie să facem restaurare. Da? Și avem barman, recover, ia uite. Se dau eu, recover, doi. Stai cu plus
Deci ca să vedeți că nu am nimic în da? Deci e doar main și recover. Și acum o să copiez ăsta, să facă, să facă un recover. Așa, și începe și face, aplică toate wall-urile peste fișierele care sunt acolo. Pune să face o grămadă de chestii. Și spune așa. Spune o grămadă de chestii ce l-a făcut. Și practic, hai să vedem ce înseamnă, care e rezultatul. Când să dau lus, să aștept. Reset. Lus, foam, main, recover, 2. Pentru cine știe, astea sunt directoarele care sunt recover. Pentru cine știe, practic, asta este, așa arată, așa își face Postgres-ul directoarele. Și practic, dacă chiar spunem și la ei în documentație, în ce mai trebuie să modifici și decât două fișiere, sau trei, că s-a schimbat configurația. Postgres-ul rulează acum pe un alt server și o să ai nevoie de alți parametri pentru anumite valori, cu certificate, locații cu certificate SSL și alte nevoie de genul ăsta. Dar, în principiu, acum ai putea să dai un bug ctl stat pe nu știu ce port și pe directorul respectiv și o să-ți pornească bază de date ca și când acolo ar fi rulat de când se știe ea. Așa. Cam asta a fost prezentarea. Informațiile despre instalare sunt foarte ok și sunt pe docs.pg.org. Veți la second coada, am și eu o soluție de replicare. Sunt foarte activ pe listele, am scris și mi-au răspuns în câteva ore. Deci sunt foarte ok pe partea asta. Merge foarte bine sistemul ăsta. Și aici spune configurația și spune și mai jos cum puteți să faci, să pornești serverul de backup odată ce restoring the whole server. Practic aici este, nu știu dacă se vede. Asta este. pgctl-g ăsta start, calea către director start și să pornești serverul de Postgres și aia tot. Și aia poți să ai, poți să pornească de unde a fost. Ideea că ăsta este foarte bun, că îți oferă un nivel de redundanță ok. Adică poți să faci wall-ul să se scrie la 30 secunde, la nu știu ce. Dar dacă chiar nu vrei să pierzi date deloc, atunci va trebui să faci niște artificii. Și poți, spre exemplu, ce să faci? Trebuie să faci replicare. Trebuie să replici o instanță de Postgres și Postgres-ul chiar suportă asta. Cu RedMgrue am testat asta odată și am făcut-o. Îți face o replică identică. Și practic atunci când tu când îi primiți insert, îți fac o comandă să scrie și date pe disc, atunci Postgres-ul o să scrie pe wall, trimite la serverul care a făcut replica și până o spune, am scris. Știi? Și atunci informațiile sigur nu se pierd. Bine, e mai complicat procesul, dar de bază așa este. Și faptul că ai două baze, una replicată, poți să pui barman pe cealaltă și să facem backup liniștit. Pentru că cealaltă replicată poți să o pui în hot standby. Atunci, dacă îți pică o bază de date, poți să reconectezi aplicația ta să-ți folosești pe direct cealaltă bază. Faci, mă uit acum să numește termenul. În fine, cam atâta. Ok, super. Întrebări. Sau orice. N-am spus foarte multe despre mine. Asta e. Backup-ul totdeauna se face la nivel de clusters. Adică nu poți să alegi toate bazele de date. Adică dacă ai mai multe aplicații când ai pe aceeași mașină, pe aceeași instanță de Postgres și bazele de date sunt destul de mari, va trebui să știi că se întâmplă chestia asta. Și dacă ai foarte multe baze de date și toate sunt, zicem, mari, eu nu are ce de lei între backup-ul. Nu știu, n-am încercat, dar în principiu n-ai face chestia asta. Dacă chiar ai o aplicație care îți rupe baza de date, nu o să ai mai multe baze de date pe aceeași mașină. Deci nu o să faci treaba asta. Există vreo soluție care să semene un fel de live migration, adică să ai întotdeauna backup-ul sincuit de două servere fizice, eventual separate și întotdeauna... Streaming replication, să mă știu, și să recun grâu. Tot de la second quadrant, tot ei l-au scris. Sunt chiar șmecheri și l-am testat la toți și merge. Îți faci conexiunea SSL între amândouă astea.
E destul de simplu de făcut. Bine, prima oară când mi-a luat, cred că o zi sau ceva, până când am citit despre toate cele și am învățat ce înseamnă. Pe urmă am făcut configurația, mi-a luat câteva ore, dar dacă faci chestia de 3 ori, pe urmă știi exact ce trebuie și te duci și le faci într-o oră, e gata tot. Faci un fel de load balancing sau e unul primary și altceva. Ok, nu, întrebam. Aia se vorbește cu particionare și cu tot altceva. Are un scop. Intră de treba, fideu atunci. Da. Cam atât a fost prezentarea mea. Nu știu dacă v-a fost de folos, dar folosiți Barman dacă îmi place să post, că este foarte șmecher și foarte simplu de pus și de băgat. Redul grâu de replicare la fel și Postgres-ul chiar are niște chestii foarte șmecher. Ok, bun. Super, mulțumim. Mulțumim. Bun. Ce dezvoltă.